Discrepanța ne-a fost sesizată de Valentina Simion. Inginer chimist de profesie, Valentina a suferit în 2004 un accident de mașină și de atunci este imobilizată într-un scaun cu rotile. Pentru că a intrat în incapacitate de muncă, femeia a fost nevoită să se pensioneze pe caz de boală, fiind încadrată de casa de pensii la invaliditate de gradul 1. Anul acesta a constatat însă că suma pe care o primește pentru plata unei persoane însoțitoare, deși s-a majorat față de anul trecut, este cu mult mai mică decât cea încasată de persoanele cu handicap grav din cadrul direcțiilor de asistență socială. Drepturile noastre ar trebui să fie egale. Deci, noi avem calitatea de pensionar de invaliditate gradul 1 și de persoană cu handicap grav. Avem dreptul la un asistent personal și ar trebui aceste drepturi, indemnizația asistentului personal, să fie egal. Reprezentanții celor două instituții recunosc inegalitatea apărută anul acesta, dar spun că nu fac altceva decât să pună în practică modificările legislative. Astfel, la Casa de Pensii, indemnizația de însoțitori este de 698 de lei, reprezentând 80% din valoarea punctului de pensie. Pensionarii de invaliditate gradul 1 primesc pe lângă pensia de asigurări sociale și o indemnizație în sumă fixă, noi o numim indemnizația pentru însoțitor. Quantumul acestei indemnizații se stabilește în procent de 80% din valoarea punctului de pensie stabilit pentru fiecare an. Anul acesta, valoarea punctului de pensie este 871,7 lei, iar indemnizația pentru însoțitor este 698 de lei. Dacă la Casa de Pensii sunt în plată 1700 de persoane cu grad de invaliditate 1, la Direcția de Asistență Socială din Iași sunt 1294 de persoane cu handicap grav, cu însoțitor, care primesc lunar 956 de lei. Este o diferență de circa 12% față de indemnizația anterioară, tocmai în scopul pentru aceste persoane să fie mai bine îngrijite și cei care le îngrijesc se ocupe mai bine de ele. În aceste condiții, chiar dacă suferă de aceeași afecțiune, persoana înregistrată la Casa de Pensii va primi în fiecare lună cu 258 de lei mai puțin decât persoana cu handicap grav de la Direcția de Asistență Socială. Aparent, soluția ar fi transferul de la o instituție la alta. Însă aici, lucrurile se complică din nou. Eu acum trebuie să merg din nou în comisie. Deci, referat medic de specialitate, bilete de externare din spital, depunerea unui dosar, chemarea la comisie, deci lucru care s-a rezolvat în vreo 60 de zile. În unele județe, practic, se rezolvă numai în 5 zile. Mergi personal la Casa de Pensii, iei o negație, precum că ai renunțat la indemnizația de însoțitor prin Casa de Pensii, mergi apoi la Direcția de Asistență Socială, depui cererea, cererea la prestații sociale și se rezolvă în 5 zile. Dar în județul Iași se motivează că legea este ambiguă și trebuie să mergi din nou în comisie. De ce a apărut această discriminare a persoanelor cu handicap în condițiile respectării legislației în vigoare este o întrebare la care nici jurnaliștii și nici cei loviți de soartă nu pot să dea un răspuns.